Salut! Astăzi o să facem o analiză pe adopție pe luna mai, să vedem care monede au stat cel mai bine pe adopție, pe fundamente. Dacă îți plac acest tip de videouri, dă și un like și un subscribe, mă ajută foarte mult, pentru tine e gratis. Probabil cei mai vechi știți deja că am făcut și în luna aprilie ceva de genul similar și atunci Avalanche a ieșit marele câștigător. O să fac în fiecare lună aceste videouri în care o să analizăm luna anterioară, să vedem câte wallet-uri noi s-au deschis pe fiecare chain, cum stau pe partea de NFT-uri. Probabil mulți deja vă întrebați, da, dar ce ne interesează, câte adrese unice, cum apare aici în grafic, ce contează câte wallet-uri sunt pe un chain. Păi credeți-mă, contează foarte mult. Eu tot timpul fac comparația cu clienții unei bănci sau unei oricărei alte companii. Cu cât sunt mai mulți, cu atât sunt și șansele mai mari de a genera venituri, de a face plăți, cum ar fi, de exemplu, într-o bancă. Dacă tu ai cont la BCR, la un moment dat poți să faci o plată cu cardul, nu știu, un transfer, dar dacă n-ai cont, nu faci, dar dacă l-ai, la un moment dat o să-ți placă, o să testezi și o să rămâi poate un client fidel tot timpul. La fel văd și pe cripto, cât mai multe adrese, cât mai multe wallet-uri, înseamnă mai mari șanse de a genera fiuri, de a genera venituri și a ajuta rețeaua și așa mai departe. Aici este topul pe L1, L2, cele mai importante. Dacă ne uităm, creșterea ca și procent, dar până la urmă știți deja, contează procentul și din ce bază faci, dar doar procentual. Cea mai mare a fost pe Arbitrum și Hedera, de fapt Hedera și după aceea Arbitrum. După aceea ar fi Avalanche și Phantom. Dar dacă e să o luăm efectiv pe valori absolute, calculatorul e pregătit. Dacă ne uităm pe Binance, aici ar fi, hai să fac în mare, cam 21 de milioane de wallet-uri noi pe Binance. Așa să ținem în vedere pe Polygon, care este foarte important pe partea de scalare Ethereum, a făcut 33 de milioane de wallet-uri, deci a făcut peste Binance, dar chiar și așa e o sumă foarte mare și Ethereum, mama tuturor monedelor momentan, 3 milioane, dar vă dați seama cât este de mare și totuși a pus 3 milioane. Tron nu mă interesează, este cu Justin Sun, nu e un mare. E un scammer până la urmă, probabil unul dintre voi știți ce a făcut în ciclul trecut de cripto. Hai să vedem Phantom, 69 de milioane minus 57, a făcut cam 12 milioane de wallet-uri noi. Algorand mai nimic, 300 de mii, vă dați seama aici e o problemă, adopția este foarte slabă. Dacă ne uităm la Near, hai să vedem cât au pus, nici ei nu parcă străluciți, doar 0,4 milioane, deci doar 400 de mii de wallet-uri și aici nu, ceva nu merge cum trebuie. Avalanche, doar așa din calcule, deja pot să fac și astea în cap, fără calculator, ar fi cam 3 milioane jumătate de wallet-uri noi. Arbitrum deja e pe la 2 milioane. Cardano, Dumnezeule, nu reușește nici cum să dea înainte pe partea asta de wallet-uri, deși este foarte veche, este a doua după Ethereum, la fel, doar stai să nu greșesc, era să zic ceva și sigur o să mă certați că am mai făcut greșeli aritmetice pe canal și nu vreau să se mai întâmple. Îmi asum greșelile și vreau să învăț din ele. 49.000, 54 de wallet-uri. Vă dați seama cât de puțin, cât de slab e Cardano față de restul competitorilor. Optimism are vreo 500.000, Aptos 300.000, Hedera 700.000 a bubuit. Lăsăm la sfârșit Multiverse X, Sui Network, care este lansată de nici aproape o lună, 708.000 de wallet-uri. Kronos, nici ei nu se omoară, foarte puțini. Și acum hai să vedem Multiverse X. Să vedem, s-a întâmplat ceva, s-a schimbat ceva sau au rămas la fel. Printre ultimii de căruță. Mi-e și rușine să vă zic, 36.574. Deci
dintre cele mai slabe, să nu zic varză totală. Și dacă împărțim la 30, hai să facem o medie, cam 1200 de walleturi noi, foarte slab, părerea mea. Acum, nu. Cifrele astea sunt, nu le-am măsluit, sunt luate de pe on-chain, nu sunt făcături, le puteți găsi și voi dacă le căutați pe fiecare chain în parte. Nu reușesc cei de la Multiversic să prindă tracțiune deloc. Aia e, trecem mai departe, hai să vedem pe NFT-uri. La fel, ultima lună, luna mai, campioana absolută, vă dați seama, rămâne Ethereum. 858 de milioane aproape de dolari, NFT-uri, total. Bitcoin a venit tare din spate cu Ordinals, cu colecțiile acelea, a ajuns deja la 200 de milioane. Are de doar câteva săptămâni sau maxim 2 luni și bate la curul gol, efectiv. Mulți, cred că acum făceam în cap 70, 100, 120, 40, deci cred că tot ce sunt următorii adunați și nu fac cât face Bitcoin, Bitcoin care este lent și așa mai departe, până la urmă și-a găsit aici și o utilitate și pe NFT-uri, nu cred că v-ați fi gândit, eu sigur nu m-am gândit că o să văd NFT-uri pe Bitcoin. Solana își menține locul 3, dar e așa, îi suflă în ceafă Polygon, aproape 42 de milioane, Polygon are 39 de milioane, 191 de milioane, diferența este foarte mică, aici e o luptă foarte mare pe locul 3, pe podiumul de pe NFT-uri și mai sunt următorii, Mythos, Immutable X, BNB Chain, Cardano, Flow, Arbitrum, Vax, Ronin, Kronos și așa mai departe, Avalanche, destul de slăbuți, Algorand Phantom, doar 51.000 și așa mai departe, Theta 541 de dolari într-o lună, wow, e nebunie efectiv. Și când tragi linie, când te uiți, Ethereum are 233 de milioane de walleturi. Deja de ceva vreme i-a depășit cei de la Polygon, cei de la Binance, dar vin din urmă tare multe monede. Și acum probabil mulți mă întrebați, ok, Dan, dar n-ai zis nimic de Solana pe partea aceasta de adrese unice, din ce știu, din ce m-am uitat. Sunt pe la 3 milioane ceva de genul, 3 milioane și un pic. Îi merge cam în ritmul cu Ethereum, din ce am mai urmărit eu așa zilnic. Dar nu ține pasul, ca să zicem așa, să fim sinceri, cu Polygon, cu tot ce e L2. Dar, nu. Până la urmă, acestea sunt cifrele. Fiecare dintre voi trebuie să tragă propriile lui învățăminte. Eu nu o să vă zic niciodată, nu luați Multiversic sau nu luați Cardano sau nu luați nu știu ce, sau luați aia și așa mai departe. Nu o să fac așa ceva, eu doar vă prezint cifrele, vă mai zic ce cred eu. Până la urmă, tot ce prezint pe canal este opinia mea. Nu trebuie să mă copiați. Faptul că nu zic pe fiecare video că eu nu sunt consultant financiar și așa mai departe, m-am gândit că chiar nu-i cazul. Deja suntem oameni maturi, oameni pe care ne duce capul, care înțelegem că mai ales în investiții, oriunde e vorba de bani, fiecare face ce vrea cu banii lui, face ce vrea și vinde unde vrea și așa mai departe. Eu doar vă mai dau așa hinturi, ce cred eu, ce aș face eu, cum arată cifrele. De multe ori ați văzut că prezint videouri unde efectiv eu nu am nicio opinie la final, doar prezint cifre. Cam atât pentru astăzi, chiar sunt curios cum vi se pare, ce le lipsește celor de la Multiversix, celor de la Algorand, Near, de ce sunt în spatele celorlalte, care e părerea voastră, de ce totuși Binance crește atât de bine, deși sunt atâtea probleme, reglementatorile suflă în ceafă, sunt atâtea de discutat. Vă aștept prin mesaje, noi ne reauzim data viitoare.